Ca să nu fim manipulați, trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne rugăm. Deci este vorba de cea mai periculoasă formă de credință, credința în mine. Deci trebuie să știți că ultimul plan existențial, nucleul omului, este nucleul credinței. Dependența de patimile trupești, fraților, nu e de joacă. Desfrânarea este o formă serioasă de drog. Dorința sufletului de iubire și perfecțiune nu poate fi împlinită prin patimile trupești, nici aici pe pământ, dar aminte după moarte, când trupul dispare. Fraților, nu putem să devenim peste noapte virusologi. Nu putem să devenim peste noapte geostrategi. Fraților, ca să vă mențineți libertatea și să nu deveniți dependenți de sistem, trebuie să fiți foarte atenți, să aveți grădina voastră, să aveți animalele voastre, dacă se poate, astfel încât să vă asigurați o anumită independență, pentru că dacă nu veți fi în continuu dependenți de un sistem ideologic care este, de fapt, un sistem ideologic păgân. Frații, lipsa rușinii e pulverizarea civilizației. Iadul asta este, fraților, după cum spun Sfinții Părinți. Sunt dorințele exacerbate la maxim, care nu mai pot fi împlinite niciodată. Nu este bine, fraților, să fim atât de îngrijorați pe tema războiului, pentru că dacă suntem îngrijorați mai mult decât este necesar, în clipa respectivă, mintea noastră se întunecă și nu vom avea luminarea necesară să gestionăm această situație. Persoana nu poate să fie niciodată împlinită de o reacție chimică. Numai Harul lui Dumnezeu împlinește și odinește persoana. Realitatea, fraților, nu e așa cum ne dorim noi, cum credem noi, ci cum validează Dumnezeu. Și nu imediat dacă cineva prezintă o știre strălucitoare și bombastică, înseamnă că știrea respectivă este și adevărată. E chiar contrarul, înțelegeți. Trebuie să ne extragem mintea din simțuri. Trebuie să ne oprim puțin din viteza asta nebunească cu care ne îndreptăm niciunde. Trebuie să avem un spirit critic, să întrebăm, să ne documentăm din mai multe surse. Trebuie să vă concentrați pe războiul adevărat, pentru că România la ora asta într-adevăr se află în război, dar nu un război armat, ci un război informațional. Trebuie foarte mult să fim atenți la acest război informațional, că acest război informațional nu vine numai din partea Rusiei, ci vine mai ales din partea Vestului. Vedeți că dorința de unire în oameni este chiar nucleul lor existențial.